Eugen Teodorovici propune măsuri revoluționare, schimbare de paradigmă în sistemul de stat. Companiile cu capital majoritar sau integral de stat ar putea fi obligate să participe la licitațiile publice organizate de autoritățile publice, potrivit unei propuneri anuncate joi de ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici. Acest set de măsuri are rolul de a crește subliniere pe competitivitatea companiilor deținute majoritar sau integral de stat, prin intermediul procedurilor de achiziție public, potrivit ministrului. Prima măsură propusă este ce se va întocmi de către autoritățile publice tutelarea unei liste complete cu operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii sublinierei activități autorizate prin statut, a anuncat Teodorovici. A doua măsură se va lua prin publicarea unui ordin al presublinierei Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, ANAP, care se va referi la obligativitatea transmiterii de către autoritățile contractante, după publicarea anuncului de participare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, SEAP, a unei invitații de participare în procesul de achiziții publice către fiecare operator economic din list. A treia măsură, se va mandata, de către autoritățile publice tutelare, prin reprezentanții statului în Consiliul de Administrație sublinierei AGA, pentru a hotărî cu privire la obligativitatea operatorilor economici de a transmite oferte sublinierei de a participa la procedurile de achiziție public sectoriale, organizate de autoritățile contractante de la care au primit invitația. Apoi, ne vom uita, din 100 oferte transmise, câte vor câștiga subliniere TIGA, a afirmat Teodorovici. El a subliniat ce este o schimbare la care există punctul de vedere al Consiliului Concurenței, deci nu există niciun fel de atingere a principiilor europene în materie de concurență. Teodorovici a precizat că această idee a pornit de la problemele întâmpinate de Ministerul Finanțelor când a fost nevoie să cumpere servicii de transport aerian. Am constatat, în mod neplăcut, că operatorul nostru național de transport aerian nu a ofertat la solicitarea noastră. Astfel, ministrul finanțelor a fost obligat să plătească, în loc de 200 sublinierei ceva de euro cursa respectiv, 500 sublinierei ceva de euro, în cazul unei rute extinse, pentru ce operatorul național nu a ofertat. Înseamnă că astfel de situații, pentru care statul a avut măsuri de sprijinire, nu au efectele necesare, a afirmat Teodorovici.